Salut, camarazi! Știți că v-am vorbit de multe ori despre bombardier cocalar, despre lichele și canale care avem de ajuns în România. Astăzi, la 6 octombrie 2022, se împlinesc 120 de ani de la nașterea unui geniu al acestui pământ, filozoful Petre Țuțea. Vreau să-i aduc și eu un modest omagiu din partea persoanei mele și o să vă delectez cu câteva citate din care le-a pronunțat el de-a lungul timpului. Deci, tot ce teoretic este just, este practic necesarmente just, nu și invers, că oamenii au practic sinistre în istorie. Dar să vă mai găsesc ceva, că vă fac la repezeală, o să aprofundez subiectul. Nu am fost și nu sunt antisemit pentru că ar însemna să fiu anticreștin. Pentru că, să fim cinstiți, Hristos nu e din Fălticeni. Așa. Ateism. Fii atent ce este mișto. O babă murdară pe picioare care stă în fața icoanei Maicii Domnului în biserică, față de un laureat al premiului Nobel ateu. Baba e om, iar laureatul premiului Nobel e Dihor. Iar ca ateu ăsta moare așa, Dihor. Mișto, nu? Așa. Ateii și materialiștii ne deosebesc de animale prin faptul că nu avem coadă. Ateii s-au născut, dar s-au născut degeaba. Înțelegeți? Dar să vă mai citesc, că e unul dintre cei mai savuroși filozofi români. Carte. În afară de cărți, nu trăiesc decât dobitoacele și sfinții. Unele pentru că nu au rațiune, ceilalți pentru că o au într-o prea mare măsură ca să mai aibă nevoie de mijloace auxiliare de conștiință. Despre Ceaușescu, auziți ce zice? Ceaușescu nu avea mască de cezar, ci mască de golan fioros. Nu mi-am închipuit că un golan analfabet poate să aibă o asemenea poftă de luxurie. Vila lui de la Nedun totul e de aur acolo. De-aia s-a și numit epoca de aur. Înțelegeți? Așa. Ca să vă citesc ceva care a zis despre Vlad Țepeș nemaipomenit. Vlad Țepeș are meritul de a fi pus pe tronul Moldovei pe cel mai mare voievod român, pe Ștefan cel Mare, cu armele. Are meritul că l-a și bătut. Că l-a bătut, bineînțeles, într-o bătălie. Și are mai ales meritul că a coborând morala absolută prin țepele puse în cur la nivel absolut. Deci asta era morala absolută. Prin țepele puse în cur la nivel absolut. Înțelege? Dormeai cu punga de aur la cap și ți era frică să nu o furi tu de la tine. Deci dormeai cu punga de aur la cap și ți era frică să nu o furi tu de la tine. Deci să fii pus tras în țeapă. Ăsta e voievod absolut Vlad Țepeș, spune el. Păi, fără ăsta, istoria românilor e o pajiște cu miei. Înțelegeți? Deci, fără Vlad Țepeș, istoria românilor e o pajiște cu miei. Dar să vă mai citesc ceva, că e prea savuros. Despre umanism. Un umanist pur, adică indiferent religios, practică formele vieții de junglă, împingând cruzimea până la forma gratuită a bestialității tigrului. Vremea noastră este plină de astfel de exemplare. Dar să văd dacă vă mai găsesc la repezeală ceva. Despre tehnică. Este incorrect să ai dispreț față de tehnică. Eu nu sunt tehnocrat, însă recunosc că în bătălia pentru adaptare, tehnica este universal utilă. Dar asta nu înseamnă că tehnica poartă în ea dimensiunea infinitului. Deci s-a cam ajuns tehnica, trebuie să o schimbăm. Stai să văd. Despre ruși. I-am asemănat odată pe ruși cu vacile care dau 25 de litri de lapte pe zi și apoi se baligă în șiștar. Înțelegeți? Și fiți atenți ce spune despre el însuși. Un tâmpit mai mare ca mine nu există. Să faci 13 ani de temniță pentru un popor de idioți. De asta numai eu am fost în stare. Și mai spune el,
că după alegerile din 90, România e un loc viran. Așa, stați să văd. Fiți atenți aici, deoarece setea de absolut nu i-a fost satisfăcută la grad biopsihic, omul e etern trist. Ia să văd dacă mai... Uite, despre libertate. Unde e omul în imanență absolut liber? Într-o bisericuță de lemn din Maramureș, unde sacerdotul creștin vorbește de mistere, de taine și se lasă învăluit de ele ca și credincioșii. Și uitați ce spune despre libertate. Libertatea omului e partea divină din el. Libertatea omului e partea divină din el. Hai că o să vă mai fac un clip despre maestru Petre Tuțea. Vă pup cu drag, să aveți o zi frumoasă, plină de succes, să fiți sănătoși, stați cu urechile ciubite, aveți grijă de voi și de ai voștri, vă pup cu drag, rămânem precum catarii, umăr la umăr. Pa, camarazi!